A început, prieteni, un nou meci în etapa 13-a Ligii Florilor, Liga Națională de Handbal Masculin. La sala polivalentă La Scărpană din Baia Mare se întâlnesc de la această oră Handbal Club Zalău, în negru complet, cu inserții roșii, și SCM Râmnicu Vâlcea. Sunt Cristian Frisc, vă invit pe FRH TV să urmărim împreună acest joc care se anunță spectaculos. Florentin Pera este antrenorul echipei vâlcene, care a părăsit tabloul de Liga Campionilor, știm bine, după duelul românesc cu CSM București, în care Râmnicu Vâlcea a bătut în deplasare, dar după ce luase bătaia acasă. În vreme ce Handbal Club Zalău este o echipă care deocamdată trăiește din amintiri, cu același antrenor Gheorghe Tadici, dar cu o altă configurație, și avem o primă fază, o aruncare de la 7 metri ratată însă, de echipa vâlceană, care amână astfel deschiderea de scor. În statistici avem două echipe de prima jumătate a clasamentului. Vâlcea este pe locul al treilea cu un total de 27 de puncte, drept și cu un meci mai puțin disputat comparativ cu CSM București și cu Minaur Baia Mare, în vreme ce Zalăul are 18 puncte din 11 partide la fel și este pe locul al 8-lea. Imparitatea și inegalitatea de meciuri survine după ce Crișul Chișinău Criș a renunțat la competiție și toate rezultatele acestei formații au fost anulate. Deschidere de scor a marcat Alexandra Vrabie pentru Handbal Club Zalău din extremă. Ardelencele conduc cu 1-0. Și apropo, pentru că vorbeam de acel duel românesc din Liga Campionilor în optimile de finală, să spunem că am mai avut un astfel de duel, sau vom avea, de fapt, Brăila cu Minaur Baia Mare în European League. De asemenea, în sferturile de finală se vor duela cele două în manșă tur-retur. Egalitate la 1, vâlcencele reușesc să restabilească egalitatea repede. În minutul al doilea a fost o aruncare de la 9 metri, expediată de Mireia González Alvarez. Între timp, Zalăul mai pune un gol pe tabelă, foarte frumoasă disputa. Ana Maria Mihart a utilizat și ea tehnica aruncării de la distanță și a marcat. 2-1 așadar, Handbal Club Zalău în avantaj, dar posesia este acum a vâlcencelor. Ele au rămas cu singurele obiective, cele de pe plan intern, campionatul și cupa, după ce au părăsit tabloul eliminatoriu din Liga Campionilor. Ar fi fost 7 metri, dar în condițiile în care mingea expediată de pe pivot a ajuns în poartă, Maren Ardal, arbitrii au acordat golul 2-2. Arbitrii sunt german și moldovan, ambii sunt localnici din Baia Mare. Aldică din Bistrița Năsăud, observator delegat pentru această partidă de Federația Română de Handbal, și 7 metri pentru Zălăuance. Meci foarte intens până acum. Elena Florica a primit avertisment. 3-2. Echipa lui Tadici preia conducerea după acest 7 metri transformat. Elena Florica a venit de la lotul național, care a participat la turneul preolimpic din Muntenegru. Alexandra Dindligan a marcat din 7 metri pentru Zalău. O minge recuperată în Inter. Frumoasă fenta, excepțională acolo desprinderea, și este egalitate la 3. Vâlcea o are în mare formă pe Mireia González, cea care a depășit, iată ce schimbare de direcție din genunchi, și a destabilizat apărătoarea din față. Era și Muna Jlezi acolo, pivotul tunisian care joacă pentru Zalău. Nici ea nu s-a putut opune și este egalitate la 3. Aproape 5 minute scurse din partidă, goluri multe. Aici este o pasă nesincronizată. Mingea recuperată totuși de Zălăuance la centrul terenului.
3-3 în continuare, posesia a trecut acum de partea vâlcencelor, care au capacitatea de a trece în avantaj și rezolvă astfel faza foarte bine printr-un gol marcat de la distanță, de la linia de 9 metri, Irina Glipco, 4-3. Foarte importantă contribuția liniei de 9 metri până acum, 3 goluri au venit de acolo, Irina Glipco și Mireia Gonzalez, ultima cu 2 reușite. Așadar, este 4-3 în favoarea echipei vâlcene, care, conform calculelor hârtiei, ar trebui să fie considerată în partida din această după-amiază drept favorită. Oprită acțiunea celor de la Zalău. Un meci greu pentru echipa lui Tadici. Pasa este în spate, să vedem desprinderea de la sol, dar atacul nu funcționează, iar contraatacul cu poarta goală este și el ratat de Vâlcence. Mingea s-a scurs puțin pe lângă poartă, milimetric a trecut pe lângă bară și rămâne așadar 4-3 pentru formația SCM Râmnicu-Vâlcea. Șapte metri, insistență în interstânga, echipa lui Tadici a forțat acolo cu Ana Maria Mihart, care a obținut decizia favorabilă pentru o apărare în semicerc. Lindligan, ba nu, Alexandra Severin este cea care a executat acum, curioasă decizia lui Tadici, care a avut două aruncări de la 7 metri până acum în 7 minute și a desemnat două executante diferite, chiar dacă prima, Alexandra Dindligan, a marcat, a făcut-o acum și Alexandra Severin, 4-4 scorul. Irina Glipco pasă în centru, aruncarea este parabilă, arbitrii au văzut însă corect un fault și posesia va continua de partea celor de la SCM Râmnicu-Vâlcea. Precedenta etapă de fete, știm bine, a avut loc chiar la sala Traian din Râmnicu-Vâlcea, o gazdă de asemenea foarte bună pentru aceste turnee comasate în cadrul cărora se întâlnesc toate echipele. Aceeași Irina Glipco valorizează poziția de interstânga și este 5-4 pentru SCM Râmnicu-Vâlcea, foarte bună și activitatea pe pivot a lui Maren Ardal, care a creat acolo culoarea împins, astfel încât să deschidă traiectoria de aruncare a Interului. 5-5, revenire spectaculoasă a zălăoancilor cu Alexandra Dindligan, marcatoare din extremă, foarte frumos plonjonul ei și asistăm, prieteni, la o sarabandă de faze frumoase, de goluri, foarte interesante toate aceste dispute care de multe ori au drept finalitate golul. Irina Ivan de la Zalău, avertizată în minutul 9. Ar fi fost apărare în semicerc, însă opoziția defensivei a fost una minoră. Irina Glipco marchează 6-5 pentru SCM Râmnicu-Vâlcea. O echipă cu un lot plin de jucătoare valoroase, SCM Râmnicu-Vâlcea, altfel nici n-ar fi făcut față la nivelul competiției de top. Și aici angajarea pivotului funcționează și în tabăra zălăoană, 6-6. Foarte bună evoluție a fetelor lui Tadici, care, iată, recuperează la propriul semicerc, dau drumul la contraatac. Aura Popescu a fost marcatoarea golului 6. Să vedem ce se întâmplă acum. Blocată purtătoarea de minge și acțiunea se transformă într-una pozițională cu 9 metri în favoarea celor de la Handball Club Zalău. Un avertisment dictat de brigada de arbitri.
Maren Ardal este cea care l-a luat. Apărarea își face încă o dată datoria, este una dintre tacticile preferate de fetele lui Florentin Pera. O apărare foarte, foarte exactă, cu spații extrem de înguste lăsate pentru pătrunderile handbalistelor adverse. Și aceste ieșiri în întâmpinare care uzează, care fac ca echipa cu mingea să piardă energie și timp totodată, aruncare de la distanță, dar parada între buturi este una de calitate, un portar foarte bine pregătit, ratată însă această opțiune, un atac succesiv nesincronizat, minge pentru Zalău, care are din nou șansa de a trece în avantaj. Încă o dată apărătoarele sunt impecabile. Echipa din Vâlcea se comportă excelent, apărarea este condusă de López Herrero, de Scălete, El Gaui, Maren Ardal, nu mai vorbim, la fel, sunt apărătoare de mare calitate. Daciana Hosu, între buturi, își face și ea datoria pentru echipa olteană. A înghețat tabela, de vreo câteva minute nu s-a mai înscris, acum avem însă o eliminare de 2 minute pentru o împingere în timpul acțiunii de finalizare la poartă. Muna Jlezi este eliminată și va fi 7 metri în favoarea vâlcencelor. O fentă, apoi aruncare din plonjon și este 7-6. Elena Florică, spuneam, componenta naționalei noastre, care ne-a reprezentat la Podgorița, la turneul preolimpic, o victorie cu Muntenegru, dar la prea puține goluri distanță ca să depășim Norvegia sau Muntenegru, așa că tricolorele, spuneam, au pierdut calificarea olimpică la gol averaj. Râmnicu Vâlcea conduce cu 7-6. O încercare de pătrundere, stopată însă. Alexandra Severin a fost cea care a condus acest atac. Joc destul de cursiv, arbitrii intervin numai atunci când este nevoie. Încă o dată o fază care se încheie acolo după ce Alexandra Severin a fost întâmpinată. Acum din Ligan, nici ea nu poate să depășească, deși încercase să utilizeze pirueta de parte stângă. Paravan din 3 la această aruncare de la 9 metri și mingea se duce pe poartă. Daciana Hosu a respins, recuperează vâlcencele la propriul semicerc și imediat transportă mingea în partea cealaltă, unde o găsesc liberă la semicerc pe Maren Ardal. Nordica reușește să-și pună încă o dată numele pe lista marcatoarelor și este 8-6, 2 goluri Maren Ardal, exact atâtea cât te indică drept diferență și tabela de marcaj a sălii maramureșene. Una Jlezi surprinsă de două adversare care o opresc corect, sau mă rog, prin fault, sigur, dar nu e un fault care să aibă și urmări disciplinare. Una Jlezi revenită după eliminarea de 2 minute, iată-o înscriind, 8-7, singura stranieră din teren pentru echipa lui Tadici. Altădată Zalăul își permitea să aducă jucătoare de peste hotare, acum e o altă politică adoptată de echipa ardeleană. Irina Glipco, al treilea gol pentru Interul de la Vâlcea și scorul devine 9-7 la jumătatea primei părți a meciului. Yeah!
Aceana Hosu nu reușește să scoată mingea. Deși inițial apărase aruncarea Alexandrei Vrabie din extremă printr-un complex nefericit de factori. Din genunchiul portarului mingea a trecut linia de poartă. 9-8, Alexandra Vrabie al doilea gol în această partidă. Mireia Gonzalez, foarte bun atacul succesiv la extremă. Sunt curios să o văd și pe Cristina Liscevici evoluând la echipa vâlceană. Auzeam un interviu la postul public de radio despre calitățile ei de interpretă de muzică populară sârbească și nu numai. Ne întoarcem la handbal pentru că avem un 7 metri pentru echipa zălăoană din care aceasta poate egala. Eliminată pentru 2 minute Mare Nardal. Aruncare în bară. Ratează Alexandra Vrabie posibilitatea înscrierii unui nou gol. Suntem în minutul 16, am intrat în cel de-al 17-lea, prieteni. 9-8, Vâlcea în avantaj de un gol. Mireia Gonzalez, pasă interceptată, însă contraatacul e frânat de replierea destul de rapidă a blocului defensiv vâlcean. Și gol, 9-9. Zalăul obține o egalare meritată prin Alexandra Dindligan, demarcată în extrema stângă. Aceasta aproape că a îndeplinit o simplă formalitate în fața experimentatei portărițe Daciana Hosu, dar portarul în astfel de situații are șanse foarte mici să reușească parada. 9-9 așadar, cele două echipe merg cap la cap, să vedem cât se va întâmpla asta, pentru că, în teorie, spuneam, Vâlcea este favorită și Florentin Pera solicită un timeout. Reluată disputa după acel timeout solicitat de tehnicianul echipei din Oltenia. Rapid această combinație, circulația mingii merge bine și aruncarea la poartă vine după un contact. Vine și decizia arbitrilor 7 metri.
Aruncare cu fentă din plonjon, tehnică, dar și în forță, Elena Florică își păstrează procentajul maxim, 3 goluri din 3 tentative de la 7 metri pentru jucătoarea menționată. Vâlcea conduce cu 10-9, dar partida, după cum vedeți, este una destul de echilibrată și care anunță în continuare un spectacol frumos. În transversală se duce această minge, însă tot așa fusese o aruncare precedată de un fault. Vor avea în continuare posesie cele de la Handball Club Zalău. Munajlezi, blocată prin fault la semicerc. O nouă posesie pentru Zălăoance, aruncare pe centru, Alexandra Severin și a doua eliminare pentru Munajlezi pentru ținere. Munajlezi în pericol de a fi descalificată cu cartonaș roșu, trebuie să fie foarte atentă pentru că are deja în pasivul ei două eliminări în 19 minute, ceea ce este foarte mult. Și sunt convins că atunci când ea va fi în teren, cele de la Râmnicu Vâlcea, având știința jocului, vor forța tactic în zona ei pentru a o obliga să faulteze din nou. 10-9. Vâlcea încearcă să valorifice avantajul omului în plus și se întâmplă asta cu destulă rapiditate. 11-9, SCM Râmnicu Vâlcea se detașează la două goluri după reușita lui Asma El Gaui. Dacă am văzut bine. Deci solicită și el timeout-ul din această repriză. Șapte metri pentru Ardelence. Ce boltă frumoasă, ce execuție! Alexandra Dindrigan, aruncătoare de mână dreaptă. Severin este de mână stângă, 11-10. Aceasta este tactica lui Tadici, să alterneze inclusiv executantele de 7 metri în funcție de capacitățile și de particularitățile lor. 11-10. Foarte bună pasa la extremă, temporizează bine tactic cele de la Vâlcea, acum este însă o minge pierdută și Zalăul are posibilitatea de a egala la 11. A intrat Jlezi pe teren după cea de-a doua eliminare. Iată-o apărând în circulație. Merge în pivot pentru a face loc. Pași din fault.
9 metri pentru Handball Club Zalău. Munaj Lezi este 7 metri și s-ar putea inclusiv cu eliminare de 2 minute. Munaj Lezi reușise acolo pirueta foarte bine, a pivotat și a deschis drumul către poartă. Alexandra Severin. Gol egal 11. Zalăul a venit iarăși din spate. Cred că Elena Mitrache este cea care a marcat din acești 7 metri. Și eu am aceeași imagine de pe monitor. Mă ajută și live textul oficial al partidei, care a desemnat-o pe Elena Mitrache, aruncătoare și marcatoare a acestui gol, cu care Zalăul egalează la 11. La pivot, angajare, dar portărița Zalăului este la post. Între buturi e Paula Teodorescu. Șapte metri, încă o dată funcționează relația pasei la pivot pentru echipa din Zalău și formația lui Tadici ar putea să preia avantajul. Până acum ardelencele n-au ratat niciun 7 metri. Nici acum nu se întâmplă. Gol 12 la 11. Ana Maria Mihart, a patra aruncătoare de 7 metri în 6 situații câte au avut de acest gen elevele lui Gheorghe Tadici până acum. N-a folosit o tactică, hai să-i spunem, clasică Gheorghe Tadici, aceea de a utiliza un singur aruncător până când acesta ratează, ci din contra a folosit principiul rotației. Mare Nardal revine cu gol pe lista marcatoarelor egal 12, ieșire la intercepție care destabilizează apărarea. Un fault văzut de arbitri și dictat ca atare. Aruncare în bară, 7 metri pentru motivul apărării în semicerc. Tot Ana Maria Mihart aruncă tare deasupra portarului. 13-12 conduce Handball Club Zalău. Două goluri consecutive realizate de Ana Maria Mihart de la 7 metri. Ultimele 5 minute ale acestui mitan. Foarte bun jocul. Foarte bună replica, destul de tăioasă, a celor de la Handball Club Zalău. Ușor obosite vâlcencele, mai ales că unele dintre ele au fost și la naționalele țărilor lor pentru turneele preolimpice. Succesiv, excelent, până la extremă, de unde vine golul. Egalează Vâlcea, o fază de handbal adevărat cu Zelița Nicolici, realizatoare. 13 la 13. Una Jlezi atins acolo de Mare Nardal, cade, obține aruncarea de la 9 metri. Ana Maria Mihart pasă în centru, Una Jlezi încerca să se îndepărteze din acea zonă de maxim contact cu apărătoarele adverse. Pași, arbitrii văd bine la această fază, contraatacul vâlcencelor este rapid, Nicolici nu reușește recepția.
Ana Maria Mihart, singură, gol! Aruncare dezechilibrată, dar Ana Maria Mihart pune încă un gol în dreptul formației sale, 14-13. Ar fi fost, cred, fault la Mare Nardal, însă arbitrii au preferat să vadă finalitatea fazei și să acționeze ca atare. Handball Club Zalău, SCM Râmnicu Vâlcea, 14-13. Aruncare în blocaj, excepțională defensiva celor de la Handball Club Zalău. Foarte bună poziționarea pe de-o parte, dar și anticiparea Irinei Ivan, cea care a ridicat brațul și a protejat poarta Paulei Teodorescu. O repriză care trece foarte repede în compania unui handbal de calitate prestat de ambele formații. Ce șpagat Paula Teodorescu, care ține mingea în fața liniei de poartă. 14-13 și meciul intră într-un făgaș favorabil celor de la Handball Club Zalău. A ratat Cristina Liscevici și aruncarea anterioară, cea pe care o remarcam și pentru calitățile ei artistice. Alexandra Severin, prinsă de brațul cu mingea, împiedicată să pătrundă mai departe. La ora 16 pe TVR, meciul care se va transmite este cel dintre CSM București și SCM Craiova, iar la 18:45 mai e o partidă pe FRH TV, cea dintre Măgura Cisnădie și CS Universitatea Cluj-Napoca. Ce gol! O torpilă, Alexandra Severin, de pe picioare, de la vreo 10 metri a reușit să marcheze. 15-13 și gluma se îngroașă. Zălăoancele au două goluri în plus și se pregătesc să mărească acest avantaj până la pauză. Șapte metri. Încă o decizie care îl bucură pe Tadici. Oricum, în general, numărul de aruncări de la 7 metri pe care echipa din Zalău le obține într-un meci este mare, semn că Tadici le-a învățat pe elevele sale cum să forțeze și cum să obțină aceste decizii favorabile, motiv pentru care sunt și foarte antrenate să arunce. E prima aruncare de la 7 metri ratată, Elena Mitrache. După vreo 6, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, transformate mai devreme. 15-13 când intrăm în minutul 30 al partidei. Șapte metri și pentru Vâlcea, pentru apărare în semicerc. Revedem golul marcat de Alexandra Severin. O adevărată bijuterie. Cincizeci de secunde până în pauză. Elena Florică înscrie exact aceeași metodă de aruncare din plonjon cu piciorul stâng de sprijin pentru a nu călca marcajul. 15-14. Munaj Lezi marchează, dar după ce faultase, golul nu este acordat și Vâlcea aleargă după o egalare in extremis în această primă parte a meciului. Încă 15 secunde, minge transmisă direct afară, nu era poartă goală. Totuși, contraatacul era singura posibilitate ca aceste secunde să fie valorificate. Aruncă pe sirenă zălăoancele la poartă, dar nu se mai întâmplă nimic. La pauză, Handball Club Zalău, SCM Râmnicu Vâlcea, 15-14. Revenim în 10 minute.
Sibiu și SCM Râmnicu Vâlcea. 15-14 conduce echipa zălăoană pregătită de Gheorghe Tadici, cunoscutul antrenor. Statisticile spun că Dindligan a marcat 4 goluri, la fel și Mihart pentru echipa ardeleană, în vreme ce Ardal are 4 goluri și ea înscrise din tabăra echipei vâlcene, iar Florică 3, toate din 7 metri, de asemenea Glipco 3 goluri și Mireia Gonzalez 2 goluri. Acestea sunt principalele statistici la pauza dintre reprize. S-a reluat jocul, posesie pentru Handball Club Zalău. Posesie ratată în acest prim minut de la reluare. Ar fi fost important pentru Zalău să se poată desprinde la 2 goluri. Vâlcencele sunt cunoscute pentru faptul că joacă foarte bine în repriza a doua, mai bine decât în prima, și să vedem dacă această ipoteză se va păstra și la meciul contra celor de la Handball Club Zalău. Aruncare foarte frumoasă de pe picioare. Irina Glipco, al patrulea gol pentru Interul de forță. Revedem. Glipco lăsată cu spațiu la dispoziție. Înscrie și este egal 15. Reluare cu 9 metri pentru Zalău. Au fost acolo pași. Arbitrii au dat imediat decizia și pe contraatac Vâlcea nu se lasă invitată a doua oară să preia conducerea. Marchează Cristina Liscevici. 16-15 în favoarea echipei pregătite de Florentin Pera. Zalăul a avut o bucată de meci foarte bună în care a condus, a venit din spate. Acum însă iată că lucrurile par să reintre în favoarea vâlcencelor, echipă care spuneam ca valoare individuală și ca experiență competițională este superioară la momentul meciului comparativ cu partenera de întrecere, cu Handball Club Zalău. 16-15 așadar, excepțională combinația, dar ratează Elena Mitrache, apărută în spatele pivotului. Liscevici pe contraatac, ce boltă, gol! 17-15, o interpretare superbă a acestei faze pentru Cristina Liscevici. Vâlcea se detașează la 2 goluri și arbitrii dau cartonaș roșu, descalificare pentru Muna Jlezii, a treia eliminare de 2 minute pentru pivotul lui Tadici. Tehnicianul zălăuan vede și el avertismentul pentru proteste. Una Jlezii descalificată nu va mai putea reintra până la finalul partidei. În schimb, o coechipieră de ei va putea să completeze echipa după 2 minute. N-are voie să rămână nici pe banca de rezerve jucătoarea cu a treia eliminare și meciul se reia. Încep să greșească neforțat ardelencele. Multe erori care au făcut ca acest start de repriză să aparțină totalmente celor de la SCM Râmnicu Vâlcea. 3 goluri marcate de echipa lui Florentin Pera fără să primească vreunul. Cristina Liscevici, Mireia Gonzalez, Mare Nardal nu reușește să prindă mingea în pivot. Fault în atac și pe repunere imediată, apără însă
Paula Teodorescu, impecabil acolo. Paula Teodorescu reușește să blocheze. La pivot, Mare Nardal în luptă fizică. Încercase să arunce, deși mâna era redusă acolo de contactul cu adversara. Irina Glipco, Cristina Liscevici, superb succesivul până la extremă. Zelița Nicolici marchează pentru Râmnicu Vâlcea. Banul este Marta Lopez Herrero, cea care a înscris 18 la 15 gol din extrema dreaptă pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Aura Popescu a înscris pentru Handball Club Zalău 18 la 16. Ușor, ușor, vâlcencele își impun punctul de vedere, domină, conduc meciul în direcția pe care o doresc și iată că au obținut aici o aruncare de la 7 metri, cu ajutorul căreia pot să se detașeze la 3 goluri pe tabelă. Aruncare fără fentă, gol, 19-16, Elena Florica își păstrează procentajul de 4 goluri. Procentaj maxim 4 din 4 la aruncările de la 7 metri. Zălăuancele parcă și-au pierdut busola, mai ales după descalificarea unei jlezi. Aruncare de la distanță, dar pe portar și pentru Râmnicu Vâlcea lucrurile încep să fie foarte sigure, după cum probabil observați. Aruncare în bar aici. Reamintesc informația de la ora 16, SCM Craiova, CSM București, pe postul public de televiziune, de la 18.45, Măgura Cisnădie cu Universitatea Cluj-Napoca, PFRH TV. Conform tragerii la sorți, Naționala de Handbal Fete va juca împotriva Macedoniei de Nord într-o dublă manșă pentru calificarea la Campionatul Mondial din Spania, decembrie 2021. Primul tur, 16-17 aprilie, în România, al doilea 20-21 aprilie în Macedonia de Nord. Apropo de acest aspect, la fotbal, Naționala Tricoloră debutează astăzi pe Arena Națională împotriva
Macedoniei de Nord în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2021, Macedonia de Nord fiind echipă calificată la campionatul european. Aseară, tricolorii mici, trebuie să vorbim și despre ei, pentru că, practic, fotbalul și handbalul reprezintă sporturile cele mai de succes în istoria României, sau cele mai populare, dacă nu cele mai de succes ca palmares. Aseară, tricolorii mici, sub comanda lui Adrian Mutu, au făcut un 1-1 de palmares cu țările de jos și foarte util la campionatul european sub 21 de ani. Am speranțe că echipa se va califica după faza grupelor și va merge mai departe în faza eliminatorie. Irina Glipco. Fază care merge până la Mare Nardal. Pivotul oltencelor scoate 7 metri. Și eliminare de 2 minute, adică maximum din ceea ce se putea. Alexandra Severin a faultat. Elena Florică impecabilă la aruncările de la 7 metri și scorul devine 20-16. Este rândul zălăuancilor să beneficieze de o aruncare de la 7 metri în minutul 41 al meciului. Aruncare în forță și gol. 20-17, Zalăul încearcă să revină după o perioadă foarte bună, dar pe care a încheiat-o prea repede. Se pare că echipa lui Tadic nu mai ține pasul cu Vâlcea. Tatiana Pricop a fost marcatoarea acelui gol. Mare Nardal forțează. Irina Glipco pasă cu pământul, bară din extremă, a dat Elena Florica acolo. Mare Nardal, surprinsă cu brațul sus, imposibil să-și protejeze acea posesie. Ce pătrundere frumoasă și ce gol pe măsură. Irina Glipco, impecabilă în Inter stânga, 21-17, joacă fără o serie de titulare vâlcencele, dar se pare că ele se descurcă și în această formulă fără probleme. Elevele lui Florentin Pera vor să-și ia punctele, să-și mențină statutul de echipă cu pretenții de podium, de cupe europene. Nu știu dacă anul acesta se pot lupta pentru titlu. Pe prima poziție, la 7 lungimi distanță, este CSM București. Șapte metri, apărare în semicerc, arbitrii solicită din nou întreruperea cronometrului pentru că se schimbă portarii la aceste aruncări de la 7 metri. Avem și o eliminare de 2 minute care vine la pachet cu decizia tehnică. Elena Trifunovici trece pe banca de rezerve. Gol marcat de Alexandra Dindligan, continuă acest circuit rotativ al aruncătoarelor de 7 metri pentru echipa lui Gheorghe Tadici.
7 metri și aici. Aruncătoarea a fost împinsă în timpul zborului către poartă, evident dezechilibrată, n-a mai avut eficacitatea dorită la atacul asupra porții. Elena Florică n-a ratat deloc de la linia de fault, își păstrează, cum spuneam, maximalitatea la aruncări. 6 goluri pentru Elena Florică astăzi, 22-18 este scorul, când ne apropiem vertiginos, aș spune, de jumătatea reprizei secunde. Alexandra Severin, gol la limita forțării această acțiune. Alexandra Dindligan s-a ridicat, cred că și-a și folosit acolo un pic genunchiul, dar arbitrii au considerat că este o acțiune regulamentară și au validat golul marcat de Alexandra Dindligan. 22-19 în acest moment pentru echipa din Vâlcea. Irina Glipco. Liscevici, succesiv la extremă, dar fault în atac. Pasă rapidă la semicerc, este 7 metri. Două dintre apărătoarele de la Râmnicu Vâlcea erau în suprafața rezervată portarului. Avertisment și pentru Florentin Pera, ale cărui proteste s-au auzit probabil până la dumneavoastră acasă, dragi telespectatori. ...22-20... Imediat după fluier, Ana Maria Mihart, al cincilea gol al ei în această partidă, și Zalăul revine. Mai este jumătate de repriză, timp suficient pentru ca aceste cart de două goluri să fie recuperat. Dă semne de slăbiciune apărarea celor de la SCM Râmnicu Vâlcea. Glipco se înalță, ce frumos planează acolo asupra blocajului și marchează. 23-20. Întoarsă această repunere rapidă pentru că unele dintre jucătoarele Zalăului depășiseră linia de centru a terenului. Noi revedem golul înscris de Irina Glipco. Bătaie exact pe marcajul de 9 metri cu umărul stâng în față pentru sporirea forței de aruncare la brațul drept. Oh, la fel finalizează și cele de la Zalău, aruncare în trombă din intermediar stânga, Alexandra Severin, braț puternic, 23-21. Glipco fentează aruncarea, pasează. Liscevici vede extrema demarcată, Nicolici în bara transversală. Ratare și Zalăul poate veni la un singur gol distanță pe tabelă în cazul în care va reuși să marcheze la posesia pe care o urmărim. Fentă Severin. Pași dictează arbitrii și cred că au dreptate, n-am văzut foarte bine, dar au condus competent meciul cei doi cavaleri ai fluierului. 24-21, Cristina Liscevici, singură la semicercul de 6 metri, marchează. Revedem aici pătrunderea ei printre două jucătoare care au strâns foarte târziu și scorul este 24-21. Minutul în care ne aflăm este 48.
Aruncare în blocaj, deviată această minge, va fi corner pentru Zalău. Iarăși o aruncare de pe picioare. Alexandra Severin bombardează poarta efectiv, 24-22. Ce formă a prins în această repriză Alexandra Severin. Mare Nardal, 7 metri obținut de pivot spre disperarea lui Tadici. Elena Florică, 6 goluri, toate din 7 metri. Nu vine al șaptelea pentru că Paula Teodorescu ghicește traiectoria de aruncare și reușește parada. Zalăul minus 2, dar are posesie. Importantă această fază pentru că dacă Ardelencele înscriu, complică ecuația finalului de meci. Și este gol, putea fi și 7 metri în cazul în care mingea n-ar fi ajuns în poartă. Irina Ivan a marcat 24-23. Glipco. Liscevici. Rea Gonzalez aruncă în Paula Teodorescu. Și Paula Teodorescu a prins, iată, o formă uluitoare pe aceste ultime minute și și-a ajutat din plin echipa să revină în partidă. Greșită transmisia, Mireia Gonzalez s-a recuperat din plonjon și pe contraatac Elena Florică, foarte sigură pe ea, se revanșează pentru acel 7 metri ratat, înscriind pe contraatac, 25-23. Am intrat în ultimele 10 minute ale meciului, dragi prieteni. Două goluri pentru Râmnicu Vâlcea, dar e periculos acest final de meci. Zalăul a demonstrat că are potențial și că are capacitatea de a face un rezultat bun, un rezultat surpriză în acest meci. Mare Nardal singur acolo în zona pivotului unde s-a și dorit combinația. Cristina Liscevici și Irina Glipco, Elena Florică. Ar fi ideal pentru Vâlcea să marcheze la această posesie pentru a mai tempera un pic elanul Ardelencelor. Două pase pe la spate, Elena Florică pătrunde, readuce mingea în centru, Irina Glipco din Inter dreapta, aruncă și marchează. 26-23. 5 goluri marcate de Irina Glipco astăzi. Reușesc să înscriu un gol oarecum neașteptat zălăuancele prin Alexandra Vrabie, 26-24, ce mult înseamnă lipsa Munei Jezli din echipă. Ea a fost eliminată, descalificată cu cartonaș roșu în minutul 3 din repriza a doua, după 3 eliminări temporare. 26-24, zălăuancele blocate undeva între semicercuri. Ce aruncare, 10, poate chiar 11 metri distanță, Alexandra Severin marchează excepțional, sau cred că m-am înșelat, este Diana Nichitean cea care a marcat, 26-25. Meciul nu este jucat. Vâlcea trebuie să gestioneze cu grijă acest final, chiar dacă este echipă favorită din toate punctele de vedere și are conducerea pe tabela de scor.
Irina Glipco, Liscevici, liberă, chiar dacă pasa a fost înaltă, Liscevici, a doua oară când marchează cu Bolt în acest meci, 27-25. 7 minute rămase din partidă. Fault în atac. Manu, 9 metri. E foarte sensibilă limita între cele două decizii. Aici este posesie pentru echipa în apărare, pentru SCM Râmnicu-Vâlcea. Neatentă defensiva de la Zalău, Mare Nardal angajată la pivot, înscrie și taxează astfel neglijența în abordare a fetelor lui Gheorghe Tadici. 28-25 și scorul este deja unul mai liniștitor pentru suporterii olteni. Mai sunt însă 6 minute în care se poate întâmpla absolut orice. Gol foarte frumos, 28-26. De la distanță au început să puncteze în ultima vreme fetele lui Gheorghe Tadici, Alexandra Severin, excepțională ca aruncătoare de distanță. Ea a marcat. Revedem golul. Reamintim și că formația din Slatina s-a impus în prima partidă a zilei, meritat, în fața celor de la Activ Prahova Ploiești. Fetele Victorinei Bora n-au avut probleme în a-și apropia acea victorie și a încasa alte 3 puncte în clasament. Spuneam, la Slatina se încearcă un proiect pe termen lung în care handbalul să aibă un loc central în panoplia sporturilor din municipiu și ușor, ușor să se crească și pretențiile de performanță. Zalăul marchează, 28-27. Acest gol a fost opera Dianei Nichitean. Cristina Liscevici, Mireia Gonzalez, Liscevici, liberă, pătrunde în ax și marchează. 29-27. Aruncare pe lângă poartă, mingea a fost transmisă imprecis acolo și ușor, ușor jocul se îndreaptă spre Râmnicu-Vâlcea, care, iată, cu 3 minute înainte de final are 2 goluri avans plus posesie. Zalăul n-a făcut o partidă rea, dar cam acesta este potențialul maximal în acest moment pentru echipa lui Tadici, în vreme ce Vâlcea n-a forțat sau, mai bine zis, a forțat suficient cât să-și asigure victoria. Liscevici pasă foarte bună pentru Mireia Gonzalez, care pătrunde și înscrie cu ușurință. 30-27 este și eliminare pentru o lovitură aplicată Mireiei Gonzalez în traseul acesteia spre golul cu numărul 30. Tatiana Pricop a fost eliminată 2 minute, mai are timp ucraineanca să revină în teren pentru că suntem abia în minutul 27 și 30 de secunde.
Mare Nardal bate mingea acolo în semicerc, dar nu e nimic neregulamentar în opinia arbitrilor. 31-27. Mare Nardal a strălucit și astăzi 6 goluri înscrise din postura de pivot. Vâlcea a avut câțiva piloni de bază în jocul de astăzi, cu ajutorul cărora clar și-a impus punctul de vedere și obține o victorie importantă. Handball Club Zalău e un adversar incomod pentru oricine, chiar și pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Ultimul minut al meciului. E de aplaudat evoluția și curajul celor de la Zalău, dar și capacitatea de a gândi jocul în momente cheie pentru elevele lui Florentin Pera. Au fost acolo pași, ultimul minut. Singura necunoscută este rezultatul final al jocului, nu echipa victorioasă. Aceasta este SCM Râmnicu Vâlcea. Aruncare în bara porții. Și ultimele 10 secunde aduc posesie pentru Vâlcea. Liscevici aruncă în blocaj. Este poarta goală. Ba nu, venise acolo portarul, nu mai contează. SCM Râmnicu Vâlcea învinge pe Handball Club Zalău cu 31-27. În cea de-a doua partidă a zilei de la Baia Mare, Cristian Frisc vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți în continuare pe FRHTV, declarații din cele două tabere și apoi vom avea la 18:45 meciul dintre Cisnădie și Cluj-Napoca. Campionat și orice război, să spunem, se câștigă cu apărarea. Da, apărarea a făcut diferența. Și eu. Am jucat o repriză bine, totul a fost perfect.
totul e foarte, e foarte bine și e super organizare. Ne pare bine că ne pare foarte bine că jucăm pe terenul neutru. Bună ziua, în primul rând. Pot să spun că ne-am făcut meciul greu. Apărarea nu a funcționat așa cum ne-am fi dorit. S-a și ratat, dar mă bucur că la sfârșitul meciului ne putem bucura de cele 3 puncte. Mersi. Să încercăm să avem o cu totul altă atitudine pentru următorul joc. Astăzi ne-a lipsit agresivitatea, ne-a lipsit atitudinea, ne-a lipsit dorința și bineînțeles că am tratat superficial, în mod special, faza de apărare. Nu e normal, sunt total nemulțumit, am primit 27 de goluri, am marcat 31, am mai ratat vreo 10 situații, dar nu e normal să luăm atâtea goluri, având în vedere că ultimul meci cu CSM București am luat doar 21 de goluri. Unele jucătoare, într-adevăr, au venit obosite de la echipele naționale și timpul a fost foarte scurt de recuperare, dar nu au nicio scuză. Primul lucru pe care trebuie să-l schimbăm este atitudinea, pentru că eu nu accept așa ceva și pentru mine faza de apărare este decisivă în fiecare joc, indiferent de adversar. Sunt jucătoare care au jucat foarte bine astăzi, dar sunt și jucătoare care parcă au jucat să joace acest meci și nu au jucat cu la capacitate maximă. O să analizăm foarte bine acest joc și în următorul meci aștept-o cu tot o altă atitudine, o altă agresivitate în apărare și, bineînțeles, fiecare meci trebuie tratat foarte, foarte serios și nu în acest mod. Bineînțeles că punctele sunt importante, victoria este victorie, însă aștept cu tot o altă atitudine, cel puțin în faza de apărare, la următorul joc. Mulțumesc.